По Гагане. Dar Zeina a plecat acasă? Da, Zeina a plecat acasă? Păi nu-l mai văd, nu l-am văzut cam toată ziua. Mamă, și el ce-ai vrea să simt. Am fost norocos. Primi. Mă, ce frumos când a venit mamă. Dormeam. Făceam nana, m-a țipit. S-a trezit? Și am auzit așa gălăcie că intră cineva în cameră, așa. Și am deschis repede ochii și am văzut-o pe mamă. Dar credeam că visez. Dar n-am visat. N-am visat ce o să? Aveam niște task-uri de-astea de îndeplinit. Dar nu știu, era ciudat rău de tot. Că la ultimul, țin minte când m-am trezit, știu că eu fugeam mereu după tine, tu erai mereu în fața mea, erai prima, și eu în spatele tău, și în spatele meu era Andrei, parcă. Da, Andrei, și la un moment dat intrasem într-o încăpere și erau geamuri de alea micuțe. Și ideea era să ieșim pe acolo și eu nu te mai găsim, că tu ieșisei deja. Și la un moment dat te-am văzut că fugeai în jurul casei, gen, și am țipat tare, iubire, stai aici, acum ies pe geam, cum fac? Și nu mai știu, că nu mi-ai zis nimica, nu știu cum am ieșit pe geamul ăla micuț și am ajuns pe casă. Și la un moment dat tu erai jos și am zis, iubire, tu cum ai făcut? Ai sărit? Și ai zis, nu. Și te-am zis, iubire, dar sunt numai eu. Gen că Andrei în spate și face pe aia de că eu sunt jos. Și am zis, păi și cum fac? Sar jos? Era o distanță mare. Și mi-ai zis, nu. Trebuie să te urci pe casă, pe casă e un copac și pe copac e un lemn de ăla, dar faza era că eu când puneam mâna pe lemn, pe lemnul ăla era o stinghe, ceva care curenta, gen dacă puneam mâna pe ea, eu oarecum mă curentam și muream. Am coborât pe stinghe aia de lemn și după m-am trezit și n-am mai putut să dorm. Am coborât la 12. 12-1. Nu știu aceasta. Și m-am trezit după.
Ce mă bucur? Așa. Încet cu încet să curăță fața. Dar cum i-am fost super norocoasă față de toți. Nu mă mai sperie. Te prinde? Da. Uși, pă, frate. E rușinos. E tot pești. Pe cât? Pe 29. Nu este 29. Pe 18. Pe 28. 28. În ultima zi, 29 e numai când e din 4 în 4 ani. Știi, în februarie, știi, nu? În februarie, când din 4, când e an bisepsul meu. Da, stai așa, și cine se naște gen pe 29? Am o mătășă care e pe 29. Și nu sărbătorește? Pe 28. Sau pe 1 face. Dar e pe 29, născută 29 februarie. Și atunci e pe 28. Și eu pe 23. Și fratele meu în septembrie, parcă pe 8 sau pe 9, e fecioară. Fecioară. Da, dar e mutulică cu mama, nu știu de ce. Adică? Mama îți scrie zi de ziua de ce facem. Bine, acasă. Tu? Nu prea comunică așa. De ce? Că așa e el. Firea lui așa e. Gabi? Da, 4. Și mă mai pe 23 iulie. Știu. Mi-ai făcut scorpion? Mami, da. Și fratele meu e rac. Pe cât? Pe 12 iulie. Pe frus, un tovarăș, dar meu bunii, pe 4. Iulie? De ziua Americii. Isso? Tá. Ai ieșit? Singur? Normal. Tu crezi că te mint? Acolo, în dulap, sus, în stânga. Trebuie să-mi tai unghiile, băi. Dar nu mai vreau cu pila. De ce? Că mi-a ți-ai făcut unghiile, să nu cumva să ți le zgări. Oricum, ne-am făcut la repetare. Ce plasă, Alexandru?
Iese, iubiesc. Ah, mă de vene. Vrei bătaie? Deci ești oaie cu șorici? Nu. Ești oaie cu șorici? Nu. Dar ce ești? Șorici de oaie? Sunt de șorici. Olha o teu papo. Eu vi tu. De ce, Soric? De uai. De ce? De uai. De ce? Nu. Voi te-am cunoscut să mă întâi, stai mă. Ce am mai roșit toată fața. Nu mai. Uite, dar m-am mic de col cu tot. Măcar să vină ce scrie acolo. Mhm, da. Ce? Ce? De ce crezi că minte? Pentru că mint. De ce mint? Și eu cred că tu alea mele sunt alea la tine. Nimic nu-ți dau. În drumul meu mă tot gândeam la tine și la bani. Că mie mi-a atins. Ce ai de făcut? Mie mi-a zis. Nu știu. Instalație. Ce nu zic? Ce? Da. Ce? Mi-a venit păi de ce am spus duș, frate?